Sergiu Nedela, somelier, specialistul vostru în vinuri. E bine, astăzi trebuie să recunosc că este un adevărat privilegiu pentru mine, privilegiu prin faptul că mă aflu aici la raionul de vinuri de la Sergiu, sunt conjurat de atâtea etichete, dar am lângă mine două etichete cu adevărat fabuloase. Vorbim de eticheta roșie, Cabernet Sauvignon de la Crama Oprișor și de Smerenie. Niște vinuri, aș spune eu, declarație de forță, declarație de putere și mai ales de pricepere a celor de la Crama Oprișor, care prin desăvârșirea acestor vinuri au reușit să ne uimească cu multitudinea de arome, de gusturi și mai ales fabuloasele asocieri culinare pe care aceste vinuri le permit. E bine, vorbim de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon 2017, un an bun, un an făcut în ediție limitată, pentru că ambele vinuri sunt produse în ediții limitate. Nu în orice an se face un Cabernet Sauvignon, cum a ieșit acesta din 2017, dar trebuie să vă spun ceva, am aflat de la enologi un mic secret. De fapt, nu vorbim de un singur Cabernet Sauvignon, practic vorbim de mai multe tipuri de Cabernet Sauvignon și când spun mai multe tipuri, nu mă refer la soiuri diferite, este un singur soi de Cabernet Sauvignon la Oprișor acolo, dar vorbim de Cabernet-uri care au fost culese de pe parcele diferite și au fost ținute diferit în butoaiele de stejar. Unele au stat 14 luni, altele au stat 18 luni. În final, priceperea enologului, și vorbim aici de enologul Liviu Grigorică și de Veronica Gheorghiu, au asamblat acest vin și uite așa, asamblat, a ieșit desăvârșitul Cabernet Sauvignon de la Crama Oprișor. M-am întrebat de multe ori, oare n-am mai avut imaginație când i-a spus simplu Crama Oprișor? E bine, nu. Este o declarație. Aici o declarație prin care cei de la Crama Oprișor au spus da, este vinul nostru, ne recunoaștem în această etichetă, în eticheta roșie. Este un Cabernet Sauvignon de care trebuie să recunosc, m-am îndrăgostit. A fost o dragoste la prima vedere. Toate fructele astea roșii, tot covorul ăsta de prune uscate, de coacăze, se așează acolo și împletesc aromele cu gusturile atât de bine, atât de frumos și n-ai cum să nu te gândești la asocierile culinare. Dar asocieri, trebuie să-l bem cu moderație pentru că totuși este regele și este destul de puternic. Și uite, hai să mergem puțin și cu smerenia, să fim puțin smeriți, dar oare care sunt tainele acestei etichete numite atât de frumos smerenie? Până la urmă, Oltenia ne duce acolo către credință, către smerenie, către ortodoxie, către vremurile de început ale credinței și în spatele etichetei se află de fapt și niște soiuri de struguri. Vorbim de Pinot Noir pentru că avem aici așezat acolo Pinot Noirul, acest nobil al soiurilor roșii. Vorbim de Shiraz într-o proporție de aproximativ 45% și în spate vine foarte subtil un soi mai puțin cunoscut în România, Dolfender. Este un soi de origine germanică care dă culoarea asta atât de intensă și un parfum de mure negre închise se așează atât de interesant. Ne duce cu gândul la cutuile uitate pe fereastra unei chilii de măicuță, ne duce cu gândul la un vin care trebuie băut cu moderație, cu înțelepciune, pentru că de chiar dacă suntem smeriți, trebuie să ne bucurăm de acest vin. Doamne ajută!